Bună ziua la toată lumea, iată, încep din nou să filmez și o să vă prezint cum dau eu siropel la albine. Vedeți că am caturile puse. Și aici, sub caturi, să vedem, avem pus borcanul. Iată, așa e pus borcanul în pat. Fiindcă eu țin neapărat să dau și siropel la albinuțe. Iată așa. Să văd dacă se vede. Iată așa. O să vedeți foarte simplu. Mulți spuneau că nu se poate da ușor sirop la albine. Eu iau pur și simplu acest borcan de aici. L-am luat. Iată ce frumos mărește borcanul. Acum punem sirop. Să vă arăt ce pun siropul. Iată aici. Să pun sirop. Punem cam o jumătate de borcan. Mă spunea că e foarte greu. Dar cu fiecare, cu părerea lui. Dau un pic de fum aici la albinuțe. Iată albinuțile acolo. Ne îndepărtăm ca să putem pune borcanul. Iată cum procedez cu borcanul. Întoarcem. Lăsăm să se facă vidul. În acest moment e pregătit și îl punem deasupra la albinuț. O să mișc un pic. Să-l mișc un pic. Și gata. E pus borcanul cu sirop la albinuțe. Punem păturica peste așa, să fie călduț. Cam așa pun la toate albinuțile. Foarte ușor. Punem capac. Nu mi s-a părut să ia foarte mult timp. O să las un filmuleț de vreo 4 minute. Iată, aici e sirop făcut de miere. Eu pun 2 kg de miere, 1 kg de apă. Aici avem o afumătoare automată pe baterii. Are baterii înăuntru de 2 ani. Iată așa, facem fum. Sper să se... Deci face fum destul de bine. La cât avem noi nevoie. După ce dăm sirop, e liniște, azi e mai răcoare. Poate o să dea un pic soarele. Cam atâta, până data viitoare, numai bine. Vreau să vă arăt cum dau eu siropul cu borcanul. Numai bine, o zi plăcută la toată lumea.